dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată suntem împreună la hramul mănăstirii de la Rebra Parfa. Hram la care ne aducem aminte de corifeii apostolilor, Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Cuvântul meu de învățătură, scurt, se va opri la această mare virtute pe care o pomenește Pavel în prima epistolă către Corinteni, dragostea. Dar înainte de a mă opri la această virtute, pe scurt vă voi spune că astăzi ne amintim de faptul că într-o prigoană cumplită, în anul 67, cei doi corifei ai apostolilor au fost martirizați. Era Nero împărat, prigoana era puternică, Sfântul Petru a fost răstignit pe o cruce cu capul în jos. Iar Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul. Atunci, pe 29 iunie anul 67, cei doi corifei ai apostolilor, care au făcut multă misiune pentru Biserica creștină, ne-au și scris, ne-au lăsat lucruri importante pe care noi le citim în Sfânta Scriptură. Dar astăzi am zis că ne oprim la unul singur, la virtutea dragostei. Zice Sfântul Pavel că sunt trei virtuți mari, trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre toate este dragostea. Și Sfântul Pavel ne spune că această dragoste creștină nu e o teorie, ci ea se manifestă concret prin virtuți. Și în acest capitol 13 din prima epistolă către Corinteni, Sfântul Pavel și spune cum se manifestă dragostea. Sau cum ar trebui să se manifeste în viața noastră de zi cu zi. Și zice Sfântul Pavel așa, dragostea, îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Dragostea nu cade niciodată. Până mai anii trecuți a fost episcop la Oradea Preasfințitul Ioan. Și înainte de a pleca la Domnul, le-a zis celor apropiați, atunci când eu voi muri, la mormântul meu să-mi cântați imnul dragostei, acesta pe care vi l-am citit. Și așa s-a și întâmplat. Atunci când a fost pus în groapă, cei apropiați a lui i-au cântat imnul dragostei. Pentru că dragostea nu cade niciodată, dragostea nu piere niciodată. Acum ați auzit aici, dragostea nu pismuiește. În lumea în care trăim noi, e prezentă pisma sau invidia aproape peste tot. Și în acest sens, o învățătură bună ne dă Agapie Criteanul în cartea lui, foarte folositoare de suflet. Și zice el așa că împăratul avea doi miniștri foarte buni.
Numai că și unul și celălalt aveau câte o meteahnă. Unul dintre ei era lacom și celălalt era invidios, era pismaș. Deci n-avea dragoste. Și împăratul, vrând să-i tămăduiască de aceste patimi, de aceste neputințe, i-a chemat într-o zi și le-a zis așa: m-am hotărât să vă răsplătesc împărătește. Numai că va trebui să cereți. Unul dintre voi să ceară și celălalt va primi dublu. Au fost puși într-o mare încurcătură. Invidiosul. N-ar fi vrut să ceară el primul, pentru că nu l-ar fi răbdat sufletul să-l vadă pe colegul său că primește de două ori mai mult. Lacomul. Nu vrea să ceară el primul. Îl lăsa pe invidios. Să ceară invidiosul că păi el va primi dublu. Și dacă nu s-au dumerit, ne spune cartea lui Agapia Criteanu că până la urmă împăratul i-a zis invidiosului: cere tu! Știți ce a cerut? Măria ta, te rog ca mie să-mi scoți un ochi. Ca prin consecință, colegul lui să-i scoată amândoi ochi. Vedeți? Aceasta este pisma. Ori Sfântul Pavel ne spune că dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu caută ale sale. E mare virtute dragostea. E o foarte mare virtute dragostea. Și la această virtute se opresc mulți sfinți părinți. Acum, este o carte și este în mare cinste la credincioșii noștri. Sfântul nostru atonit care ne învață că pentru a păstra în suflet harul Duhului Sfânt, liniștea și pacea pe care ne-o dă Dumnezeu, trebuie să facem două lucruri. Ni se par cântele rostim foarte ușor de rostit. Și aceste două lucruri pe care ar trebui să le păstrăm în suflet, ca să și dovedim că avem virtutea dragostei, aceste două lucruri pe care ar trebui să avem în suflet sunt următoarele. Întâi de toate să iubim pe vrăjmașii noștri și să ne rugăm pentru ei. Vedeți? Dacă ne străduim bine, poate reușim să nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim. Și ne învață Sfântul că trebuie chiar să îi iubim pe vrăjmașii noștri. Și al doilea lucru este să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile noastre, pentru suferință, pentru boală, pentru pagubă. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne poartă de grijă, pentru că ne răsfață cu toate bunurile Lui, dar să-i mulțumim pentru necaz, pentru boală, pentru suferință. Ei, dacă reușim să facem aceasta, harul Duhului Sfânt nu ne părăsește. Dacă iubim pe vrăjmași și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, harul Duhului Sfânt nu ne părăsește. Așa că de la Sfântul Pavel învățăm multe virtuți, dar cea mai mare dintre ele este virtutea dragostei. Într-o lume în care sunt multe neînțelegeri, multă ceartă, multă vrajbă, multă pismă, vine Sfântul Pavel și ne spune că cea mai mare virtute este dragostea. Cea mai mare virtute este dragostea. Acum nu numai Sfântul Pavel.
Dar și Sfântul Petru același lucru ne spune, ba, ne zice că este și o dinamică a creșterii în virtute până când ajungem la dragoste. Sfântul Pavel zice aici că sunt trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Dar Sfântul Petru ne spune că plecând de la credință, imediat vă voi citi, la urmă ajungem la dragoste puternică. În a doua lui epistolă, Sfântul Apostol Petru, în capitolul 1, ne sfătuiește pe noi cum putem ajunge la dragoste. Dragostea este unirea cu Domnul Hristos, comuniunea cu Domnul Hristos. Cum putem ajunge la dragoste? Și în primul capitol al celei de-a doua epistole, începând cu versetul 5, zice așa: pentru aceasta puneți și din partea voastră toată sârguința. Și adăugați la credința voastră, la credința voastră. Deci totul începe cu credința. Adăugați la credința voastră fapta bună, la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și toți sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă începem cu credința și urcăm încet pe treptele virtuților, după credință, frică de Dumnezeu, după frică de Dumnezeu, pocăință de răutățile noastre, după pocăință, înfrânarea, după înfrânare, răbdarea, după răbdare, nădejdea, și culminează toate virtuțile cu dragostea, unirea cu Domnul Iisus Hristos în dragoste. Așa că de la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, corifeii apostolilor, învățăm multe lucruri bune, dar cea mai mare virtute pe care zic eu că ne-o lasă și ne-o pun în suflet este virtutea dragostei. Credința, nădejdea și dragostea, dar mai mare decât toate este dragostea. Și am zis că într-o lume în care e multă răutate, ar trebui ca noi să îi contaminăm pe ceilalți de dragoste. Vedeți, în lucrurile mărunte, în lucrurile mărunte, în viața de zi cu zi, sunt neînțelegeri, sunt certuri, sunt vrajbe. Nemaipomenind ce se întâmplă pe plan mai mare, acest război, de exemplu, din Ucraina, între două popoare ortodoxe, care își zic creștini, pe fiecare dintre ei de la întreba, ți-ar spune că e creștin. Mai mult decât atât, e creștin ortodox. Și atunci, cum se poate justifica războiul? Nici cum. Nu este dragoste. Dragostea lipsește. Sigur că am putea merge și în alte locuri, acolo nu-i vorba numai de creștini. Războiul din Orientul Mijlociu. Dar dragostea lui Hristos lipsește dintre oameni, ca să nu fie neînțelegeri, vrajbe, ca să fie pismă sau invidie, așa cum ne spune Agapie Criteanu în cartea lui, foarte folositoare de suflet. Și am zis că noi ar trebui să fim contaminanți atunci când este vorba de dragoste, să învățăm și pe alții să fie buni și să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Încă o dată, Siluan Atonitu, că pe el l-am pomenit, lucrul acesta ne-l spune,
să iubim pe vrăjmași și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru necazurile ce le îngăduie să vină asupra noastră. În perioada interbelică în România, de fapt și după al doilea război mondial, a trăit un poet foarte bun, Vasile Militaru. Și referitor la dragoste, și el sublinia faptul că trebuie să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Zice el în versuri, poate și țineți minte, iubind mereu pe tot vrăjmașii, chiar mii de-ar fi numărul lor. Tu de la mare înălțime le ești al lor judecător. Dacă îi urăști și răzbunarea te poartă pe ale sale căi, tu fii vei osândit iar dânsii, vor fi judecătorii tăi. Așadar, dacă cineva ne-ar întreba, după ce mergem de la hram, de la mănăstirea Rebra Barba, ce ați făcut acolo? Am fost la Sfânta Liturghie, dar și meditat la vreun lucru important. Am meditat la faptul că cea mai mare virtute este dragostea și pe care dorim să o punem în practică și mai mult să-i contaminăm și pe ceilalți să iubească pe semenii lor, să ne iubim unii pe alții. Domnul Hristos, și cu aceasta voi și încheia, lucrul acesta ne-l spune. Rezumă cele 10 porunci în două. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată virtutea ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Și a doua, iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Dragostea bunului Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră, cu toți, să rămână cu noi, cu toți. Și de la hramul mănăstirii, de la Parva, să ducem în suflet multă iubire față de toată lumea. Amin.